Tot mai mulți cetățeni ai Ucrainei și ai Republicii Moldova pleacă în Federația Rusă, în timp ce numărul migranților din Asia Centrală în Federația Rusă este în descreștere. Cel puțin acestea sunt datele prezentate de Serviciul Federal de Migrație. Precizăm că Rusia este dominată de criza economică vizibilă prin devalorizarea rublei. Aceasta a fost determinată de scăderea prețului la petrol și sancțiunile impuse de statele lumii.